A fost reactivat sistemul de supraveghere cu drone în Marea Neagră. Serviciul constă în utilizarea unui sistem de pilotare de la distanță a aparatelor de zbor fără pilot, respectiv a unor drone de dimensiuni mici, tip elicopter, transmite Mediafax. Ca și anul trecut, serviciul este operat prin folosirea unor drone pentru supravegherea multifuncțională a zonei costiere adiacente României la Marea Neagră, al cărei cost de exploatare este acoperit în totalitate de către Agenția Europeană pentru Siguranță Maritimă. Poliția de Frontieră transmite că serviciul contribuie la misiunile pentru supravegherea frontierei de stat, monitorizarea traficului naval, căutarea și salvarea pe mare și protejarea mediului marin. Serviciul va fi folosit și în cadrul operațiunii cu scopuri multiple la Marea Neagră 2022, coordonată de agenția Frontex. Dronele au ajutat la misiuni de securitate și siguranță pe mare, precum și la identificarea unor pete de hidrocarburi pe suprafața mării, care proveneau cel mai probabil de la navele comerciale în tranzit.